O nouă intervenție a echipajului SMUR din Pașcani. O femeie de 65 de ani din Ruginoasa a ajuns în jurul orelor 10 la spitalul municipal în urma unui infarct. Inițial, ea a fost adusă de către rude la spital, unde a primit îngrijiri medicale, dar agravarea stării sale a necesitat transportarea ei de urgență cu elicopterul SMUR de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași. Menționăm că în ultimul timp și din cauza căldurii există multe cazuri de infarct, iar medicii au parte aproape zilnic de astfel de cazuri. Ieri după amiază, o femeie în vârstă de 47 de ani a ajuns la spitalul de urgență din Pașcani plină de vânătăi pe corp. Medicii i-au acordat îngrijirile medicale necesare și i-au recoltat analizele, după care a fost externată. În urma ei a rămas povestea relatată medicilor. Femeia susține că ar fi fost victima unei tentative de viol, ar fi fost târâtă într-un beci chiar de concubinul ei și bătută cu bestialitate pentru că ar fi refuzat să întrețină relații sexuale. Victima nu a depus nicio plângere la poliție, dar oamenii legii au aflat că povestea sa este mai complicată. Femeia ar fi fost pedepsită pentru că a fost prinsă cu un alt bărbat în casă, recomandat ca fiind fratele ei. Când a aflat că a fost trădat, concubinul încornorat și a ieșit din minți și a bătut-o. Nu este primul scandal între cei doi, spun vecinii. Rămâne de văzut cine va fi găsit vinovat de această dată. Un bărbat de 34 de ani din Scobinți a fost bătut zdravăn și înjurat duminică în propria lui livadă. Doi cetățeni scandalagii l-au luat la bătaie cu pumnii și picioarele, acesta ajungând la spital cu multe răni, mai ales la cap, dar și pe toată suprafața corpului. S-a prezentat în urgență un pacient în vârstă de 34 de ani din Scobinți, victima unei agresiuni din partea unor persoane cu multiple plăgi epicraniene, cu multiple contuzii la nivelul toracelor și membrelor superioare și inferioare, cu o plagă contuză de la brantă la nivelul urechii. Victima a ajuns la spitalul din Hârlău, unde a primit îngrijirile necesare, însă datorită loviturilor multiple primite în zona capului, a fost ținut sub supraveghere continuă, pentru că în astfel de cazuri pot apărea efecte și la un timp îndelungat. S-a practicat în urgență sutura plăgilor, a rămas în compartimentul pentru supraveghere, fiind știut faptul că simptomatologia fenomenelor neurologice de focar poate apărea tardiv, respectiv la câteva ore de la... Datorită complicațiilor, pacientul a fost trimis la neurologie pentru investigații suplimentare. Ceea ce de altfel s-a și întâmplat, pacientul fiind trimis ulterior la neurochirurgie pentru investigații suplimentare. Precizăm că cei doi bătăuși au fost deocamdată amendați de poliție, iar cercetările continuă în acest caz. Pașcănenii urmăresc cu nerăbdare lucrările de reabilitare a scărilor mari. Unii au postat deja pe rețelele de socializare fotografii și filmulețe cu stadiul investiției, alții sunt neîncrezători că lucrarea va fi dusă la bun sfârșit. Cert este că până acum au fost turnate mai bine de jumătate din noile scări. Mai este puțin și scările mari vor arăta altfel decât am fost obișnuiți până acum. Muncitorii lucrează de zor, iar proiectul este la jumătate. Mai au depus bare de sprijin, stâlpi de iluminat, bănci, flori și să amenajeze un spațiu verde pentru odihnă. La finalul lucrărilor vor fi 200 de scări împărțite în 20 de pachete a câte 10 trepte. Conform proiectului, ele vor arăta total diferit față de cele de până acum. În paralel se lucrează și la modernizarea esplanadei, apoi va începe reabilitarea scărilor mici. La ora actuală se desfășoară lucrări la esplanadă și scările mari. La scările mari lucrările sunt lucrări de structură. Da? Urmează să fie finalizate lucrările de structură. Iar la esplanadă urmează să definitivăm sistematizarea zonei, ceea ce înseamnă alcătuirea pavajului, care urmează să
reprezintă suprafața finală a esplanadei. Tot în perioada următoare urmează să fie turnat stratul de uzură pe străzile deja asfaltate. Deci, după cum știți, continuă lucrările în cadrul programului integrat de dezvoltare urbană la proiectul legat de reabilitare străzi și pietonale în municipiul Pașcani. Lucrările sunt în curs de finalizare pentru străzile care fac obiectul proiectului. Mai avem de turnat covoare asfaltice, straturi de uzură pe toate străzile care fac subiectul proiectului. Menționăm că lucrările de modernizare a scărilor mari și a celor mici fac parte din planul integrat de dezvoltare urbană a municipiului. Investiția finanțării proiectului a fost semnată în timpul mandatului fostului primar Grigore Crăcinescu și este estimată la peste 5 milioane de euro din fonduri europene și cofinanțare de la bugetul local. Lucrările trebuie finalizate până la sfârșitul anului. O nouă ședință de îndată este programată mâine legislativul pășcănean, de această dată la solicitarea primarului, de la ora 13.30, cu jumătate de oră înaintea celei convocate de consilierii din opoziție. Pe ordinea de zi este un singur proiect de hotărâre, cel cu privire la finanțarea zilelor municipiului Pașcani. Evenimentul este programat să aibă loc în perioada 3-5 iulie anul curent, iar pentru organizare este alocată de la buget suma de 298.301 lei. Menționăm că tot mâine, de la ora 14, este programată o nouă ședință extraordinară, în cadrul căreia să fie prezentate două rapoarte, unul privind situația financiară de la PSA, altul despre demersurile administrației locale pentru organizarea unei licitații pentru desemnarea unui nou operator local. APA Vital nu va participa la dezbaterile programate mâine în cadrul ședinței extraordinare convocate de consilierii pășcăneni din opoziție, începând cu orele 14. Operatorul Ieșean a fost invitat chiar de către unul dintre inițiatorii acestei întâlniri de urgență, consilierul PNL Marius Pintilie, pentru a fi găsită o soluție în legătură cu facturarea și încasarea serviciilor de epurare. În replică, conducerea societății Ieșene susține că nu are nicio legătură cu activitatea stației depurare aflată în exploatarea PSA Pașcani. Am dat curs în trecut la toate acțiunile organizate de către dumneavoastră într-un publice, comisii, dezbateri, discuții pe marginea delegării Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare, acțiuni care nu au avut nicio finalitate. Am fost acolo doar pentru execuție publică, nu am fost lăsat să ne expunem ideile și punctele de vedere. Prezența și presiunea maselor fiind mult mai importantă pentru dumneavoastră în detrimentul argumentelor legale, tehnice și economice. Convocarea din atașament nu poartă antetul primăriei municipiului Pașcani, nu are viza de legalitate, este semnată doar de 7 consilieri și conține două subiecte care nu privesc activitatea APA Vital. Cred că absolut din greșeală ați trimis către APA Vital această invitație. Mai mult, reprezentantul APA Vital spune că astfel de hotărâri trebuie votate cu maximă responsabilitate. Activitatea stației depurare aflată în administrarea PSA nu ne privește, de altfel după mai bine de 2 ani de discuții nenumărate și de comisii din care ați făcut parte, ar fi trebuit să înțelegeți cum funcționăm și de ce activități răspundem. Răspunderea activității PSA o poartă doar Consiliul Local al municipiului Pașcani și atunci când votați în cadrul acestuia diferite hotărâri, ați putea să faceți dovada acestei responsabilități. Se arată în răspunsul semnat de Mihai Doruș, reprezentantul APA Vital Iași. Menționăm că în ședința programată mâine, la cererea consilierilor, primarul Dumitru Pantazi ar urma să prezinte un raport cu privire la demersurile privind organizarea unei licitații pentru delegarea serviciilor de apă și canalizare. Începând cu data de 22 iunie și până pe 15 august, la Ruginoasa se desfășoară tabăra de creație pentru tineret Pasiunile Untrice, eveniment cultural-educativ aflat la prima ediție. Deschiderea a avut loc ieri la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Dumbrăvița prin oficierea unei slujbe religioase urmată de cuvântul de bun venit al organizatorilor, iar la festivitate au participat peste 60 de elevi dornici să învețe cât mai multe în timpul activităților acestei tabere. Această tabără de creație a fost organizată la inițiativa Primăriei Regionale a Centrului Cultural în parteneriat cu Consiliul Județean Iași. Ca parteneri avem școlile din localitate, parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Biserica Domnească Adormirea Maicii Domnului. Nu în ultimul rând, Clubul Copiilor Pașcani filiala Regionale. Acest proiect oferă copiilor și tinerilor șansa să petreacă o vacanță de neuitat, descoperind cu ajutorul unor cunoscuți creatori populari în cadrul atelierelor de creație tainele unor străvechi meșteșuguri. Olărit, icoane pe lemn și sticlă, pictură naivă cu sut și țesut, diverse împletituri sau realizare de măști populare. Copiii vor avea parte și de activități de socializare și divertisment, fie că e vorba de dansuri populare, teatru, poezie, muzică sau concursuri diverse.
Deci elevii vor intra în tainele meșteșugurilor populare, deci artă tradițională locală, olărit, fesut, cusut, broderie, împletituri, pictură naivă, pictură pe sticlă și diferite jocuri, se vor organiza și diferite jocuri educative. Tabăra este împărțită pe două secțiuni organizate în jurul sărbătorilor creștine, când sunt cinstiți mari sfinți ocrotitori ai bisericii. Este vorba de sărbătoarea sfinților apostoli Petru și Pavel și de sărbătoarea dormirii Maicii Domnului. Deci aceste două secțiuni ale taberei sunt organizate în preajma hramurilor ce sărbătoresc sfinții bisericilor noastre a comunității, deci hramul Sfântului Petru și hramul Adormirii Maicii Domnului, ca locații au deci parohiile din Bruginoasa și Dumbrăvița. Menționăm că acest proiect, ce ține aproximativ 2 luni de zile, a fost inițiat la Ruginoasa de Centrul Cultural în parteneriat cu Primăria din localitate și Consiliul Județean din Iași, colaboratorii acestei tabere fiind parohiile și școlile din localitate, Clubul Copiilor și Muzeul Memorial Alexandru Ioan Cuza din Ruginoasa. Mâine creștinii ortodoxi sărbătoresc una dintre cele mai mari sărbători creștine, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, prăznuită în Biserica Ortodoxă pe 24 iunie. Sfântul Ioan Botezătorul este un personaj marcant din primele veacuri creștine și din istoria mântuirii, fiind cel care a pregătit și vestit venirea Mântuitorului Iisus Hristos în lume, motiv pentru care el mai este numit și înainte mergătorul Domnului. Revenind la sărbătoarea din 24 iunie, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sigur, ea are semnificația ei deosebită, fiind inclusă în planul de mântuire al neamului omenesc. Sfântul Ioan Botezător are un nume de proveniență iudaică, ce înseamnă Dumnezeu s-a milostivit, deoarece tatăl său, preotul Zaharia, nu a crezut pe arhanghelul Gavril, care i-a vestit în timp ce slujea la templu, că va avea un fiu și a rămas mut până i-a pus acest nume pruncului ce avea să ajungă unul dintre cei mai cunoscuți sfinți. Mama sa, Elisabeta, era descendentă din neamul lui Aaron și verișoară cu Sfânta Fecioară Maria. Sigur, a rămas contrariat și Dumnezeu l-a și însemnat, pentru că n-a avut încredere în mesajul pe care l-a trimis și a rămas mut. Vei rămâne mut până în ziua în care vei vedea lucrul acesta. Numit cel mai mare între cei născuți din femei, el a viețuit în pustie precum un înger, fiind cel care l-a botezat pe însuși Mântuitorul Hristos în râul Iordan. El a sfârșit prin tăierea capului în urma unei promisiuni făcute de împăratul Irod la o petrecere Irodiadei, care trăia cu acesta, deși fusese căsătorită cu fratele său. Însă Sfântul Ioan Botezătorul mărturisește că a venit cel care trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Odată cu ieșirea la misiune în lume, când Mântuitorul împlinea ceea ce el însă și-a mărturisit că este, și anume, eu sunt lumina lumii, să lumineze lumea aceasta, deci lumina în lume începe să crească. Rolul lui Ioan nu a fost numai acela de a pregăti poporul pentru venirea lui Hristos, ci și acela de a-L descoperi lumii pe Iisus drept Mesia cel așteptat și Fiul lui Dumnezeu. El este cel care a inițiat botezul pocăinței pentru iertarea și spălarea de păcate, încercând să-i ajute pe oameni să nu mai greșească și să se apropie de Dumnezeu. Plină de semnificație, sărbătorirea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, așa cum mărturiseam la început, ca moment important în procesul de mântuire a lumii, al omului, ca fiind înscrisă în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Această sărbătoare are și alte conotații spirituale decât cele creștine, fiind cunoscută în popor și sub denumiri diverse, precum sunt zienele, drăgaica, cap de vară sau amuțitul cucului, deoarece această pasăre cântă doar 3 luni pe an, de la echinocțiul de primăvară până la solstițiul de vară, cel târziu pe data de 24 iunie. La noi, aici, în țara noastră, sărbătoarea capătă și alte valențe de frumusețe, spirituală în primul rând și nu numai, chiar tradițională, numită și sânziene. Iar sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul înmiresmează biserica nu numai cu darurile Duhului Sfânt, ci și cu aceste minunate flori
pe care le numim sânziene. Sânzienele și-au originea într-un străvechi cult solar și, potrivit imaginației populare, sunt niște fete foarte frumoase care trăiesc mai ales prin păduri sau pe câmpii. În mitologia folclorică românească, sânzienele sau drăgaicele sunt personaje mitice nocturne, iar față de ele și rusalii, acestea sunt binevoitoare față de om, ajutând la rodirea plantelor și copacilor, a viețuitoarelor în general și favorizând ritualuri legate mai ales de dragoste. Aseară la Pulsul Zilei, realizatorii de emisiuni TV au oferit simbolic bile albe și negre celor care s-au remarcat în ultima săptămână, fie că e vorba de persoane sau instituții. Claudiu Timofta a fost primul care a oferit bile albe tuturor celor care sunt în febra examenelor, atât celor care au terminat gimnaziul și susțin examenele de evaluare națională, cât și celor care săptămâna aceasta au probele lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat. Albe tuturor elevilor care dau examene și să fie și să aibă baftă și să fie fericiți. Și să fie bucuroși când se trage în linie acolo și văd notele, să aibă numai 9 și 10, indiferent că e vorba de clasa 8 la final sau clasa 12 la final cu examenul de bacalaureat. Bile albe au primit și inițiatorii ședinței de îndată ce va avea loc miercuri la primărie, Marius Pintilie și Ioan Danu, deoarece tematica ședinței se referă la două chestiuni foarte importante, licitația pentru furnizorul de apă și statutul stației de epurare de la Pașcani. O bilă albă pentru cei care au inițiat această ședință extraordinară. Rămâne de văzut cu ce rezultat, dar, repet, Consiliul Local, cred eu, ar trebui să se întrunească ori de câte ori este necesar pe acest subiect, până când problema este rezolvată și niciodată nu este prea târziu. Repet, rămâne de văzut dacă va fi rezolvat sau măcar clarificat ceva în această ședință. Și directorul în funcție PSA, Aristotel Cațighera, a primit o bilă albă pentru lămuririle aduse cetățenilor într-o emisiune Pulsul Zilei de săptămâna trecută. Bila albă, de asemenea, pentru domnul Cațighera de la Preservapa, care a avut curajul, pe jumătate este adevărat, să dea o serie de răspunsuri care nu sunt tocmai populare, și care n-au fost pe placul tuturor, dar a avut curajul spun să dea astfel de răspunsuri tocmai pentru a-i lămuri pe cei care au așteptări false în legătură cu operatorul pășcănean. Ovidiu Covaci, renumitul sportiv din Pașcani, care va fi propus în următoarea ședință de Consiliu pentru primirea distinției de cetățean de onoare al municipiului, a fost distins cu o bilă albă pentru activitatea sa de Mihaela Spiridon, realizatoarea emisiunii Dialoguri Esențiale. Albea una singură este pentru domnul Ovidiu Covaci, care a fost propus cetățean de onoare, o să fie propus în următoarea ședință cetățean de onoare al municipiului Pașcani. Bilele negre s-au îndreptat din nou către domeniul politic, fie că e vorba de toți politicienii, așa cum afirmă realizatorul pixelului albastru? Bile negre politicului nostru. Indiferent că e domnul Benoni Mihuț sau că sunt ceilalți. Să-și vadă de interesul cetățeanului și mai puțin de interesul propriu și a buzunarilor proprii. Fie din nou de conducerea primăriei, așa cum susține Mihaela Spiridon în mod consecvent de câteva săptămâni. Conducerii primăriei municipiului Pașcani, iar conducerea înseamnă atât aparatul administrativ cât și Consiliul Local, da? Pentru că această problemă nu trebuie tergiversată, mutată, amânată, plimbată dintr-o parte în alta, ci rezolvată. La finalul emisiunii au primit bile negre de la Cătălin Cojocaru toți cei care răstălmăcesc legea și dezinformează cetățenii cu privire la chestiuni legate de furnizarea apei, aceștia numărându-se și ei printre factorii care nu duc la rezolvarea, ci la amânarea situației legate de apa de la Pașcani, ce durează de mai bine de un an de zile. Pentru organizatorii, pentru militanții anti-apa vital, care susțin în mod greșit, în mod eronat, principii, articole de lege, așteptări, însemânțează și mențină astfel de așteptări în sufletul oamenilor, care sunt greșite, care nu au nicio legătură cu realitatea. Amintim telespectatorilor că odată pe săptămână cei trei realizatori de emisiuni de la TV Beat evaluează activitățile mai importante desfășurate în cursul săptămânii care s-a încheiat, punctând cu bile albe și negre persoane și instituții. Eveniment sportiv important în municipiul Pașcani. În perioada 26-28 iunie va avea loc turneul final al Cupei României la mini-fotbal. Meciurile se vor desfășura pe terenul de la Pabo Sport din Pașcani și pe o bază sportivă din Piatra Neamț, iar finala se va disputa la Roman. Pașcaniul participă cu două echipe pentru prima dată în această competiție.
Începând cu data de 26 luna aceasta, va avea loc la Pașcani ediția finală sau turneul final al Cupei României la mini-fotbal. Competiția se desfășoară în trei orașe, Roman, Piatra Neamț și Pașcani. În premieră pentru orașul nostru avem această competiție Cupa României, unde vor participa două grupe, a câte 8 echipe din țară, fiind repartizate de către federație astfel. În prima grupă, Pașcani 1, respectiv Pabo, campioana antitră, să zic așa. Avem o echipă din Bistrița, una din Alba Iulia și cealaltă din Cluj. În grupa cealaltă, Termoplast Pașcani cu Suceava, cu Alba Iulia și Tulcea. Campionatul este organizat de Federația Română de Mini-Fotbal, iar la eveniment vor participa 8 echipe care vor susține 18 meciuri. Deci o să avem o serie de 18 jocuri, continuând cu a doua zi, 27, și încheind la Roman finalele cu cele care se vor califica, bineînțeles, și câștigătoarea Cupei României. Avem destul de multă treabă pentru această competiție. Sigur, trebuie să ne ridicăm la nivel înalt. Ne-am străduit și cu siguranță echipele care vor veni aici vor găsi condiții foarte bune de activitate și de competiție. Este o mândrie pentru noi că am fost ales să contribuim la această finală. Precizăm că această competiție sportivă este sprijinită financiar de câteva societăți din Pașcani și de primăria din Roman. Fotbaliștii juniori din Pașcani au ajuns în semifinalele naționale. În weekend, în cadrul etapei zonale desfășurate la Rădăuții, au câștigat două meciuri grele. Pe cei de la Metalul Buzău i-au învins cu un scor remarcabil de 8-1, iar juniorii de la Progresul Frătrăuții Vechi au pierdut și ei în fața pășcănenilor cu 3-1. După faza de zonă care s-a petrecut la Rădăuți, în care echipa noastră s-a calificat după două victorii, prima în fața echipei de la Metal Buzău și a doua, prima cu 8-1, a doua cu 3-1 în fața echipei Progres Făcăuți, echipă organizatoare a fazei de zonă. Tinerii pășcăneri care și-au propus anul acesta să ocupe primul loc de pe podium vor juca în semifinalele campionatului de la juniori A1 cu cei de la AS Olimpia Suseni, iar competiția sportivă se va desfășura vineri pe 25 iunie la București. Nu, calificat pentru fază de pe țară va avea loc în perioada 25-26 iulie. Menționăm că juniorii A1 din Pașcan sunt antrenați de Șerban Neamțu și Dan Condurache, iar până în prezent au mai obținut performanțe semnificative la competițiile de profil, anul trecut reușind să ocupe chiar al doilea loc pe țară după ce au jucat finala în compania celor de la Sporting Pitești.